O investiție de peste 30 de milioane de euro care va îmbunătăți infrastructura sportivă a Sucevei începe să fie transpusă din proiect în realitate. E vorba despre sala polivalentă de 5.000 de locuri, un obiectiv finanțat de Compania Națională de Investiții. Se lucrează intens la sala polivalentă, sau monta primele macarale, a anunțat pe o rețea de socializare primarul Sucevei, Ion Lungu, care a prezentat și fundațiile turnate pentru ureașa construcție, care va avea o suprafață utilă de peste 28.000 de metri pătrați. Sala polivalentă de 5.000 de locuri, care este în curs de realizare în spatele zonei metro, este finanțată de Compania Națională de Investiții, Municipalitatea Suceveană, contribuind financiar la asigurarea tuturor utilităților necesare prin extinderea rețelelor în zona Respectivă, dar și la o serie de cheltuieli neeligibile, precum și realizarea unui zid de sprijin necesar din cauza diferențelor de nivel din teren. Construcția este o clădire compusă din subsol, parter și două etaje, cu o suprafață utilă de 25.000 de metri pătrați, două terenuri de sport complet echipate, sala propriu-zisă și cea de antrenament, spațiu de recuperare medicală, spații pentru activități culturale și expoziționale, șase piste bowling, spații tehnice, grupuri sanitare și o parcare cu 715 locuri, din care șase pentru autocare. Clădirea va beneficia și de protecție antiseismică.